În trecute am vorbit vorbit despre uh, Salust și uh, Cezar ca 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 istoric sau reporter, nu știu cum să zicem. Uh, astăzi uh, vorbim despre un mare istoric uh, acestea, uh, și anume Titus Livius. Uh, el e contemporan cu Cezar, mă rog, l-a prins în tinerețe, să spunem, da? era adolescent când a fost asasinat uh, Cezar în 1944 uh, și a trăit uh, până după uh, moartea lui Octavian Augustus. Uh, a, probabil a murit în același timp cu uh, Ovidiu. Uh, da, și uh, aici avem de-a face cu o imensă frescă istorică, da, o uh, creație foarte amplă, de la fondarea Romei, da, ab urbe condita, da, de la fondarea Romei de către Romulus și Remus, până, nu se știe exact până unde și-a ducea uh, istoria, aici poate da, ai tu vreo poate idee... Că până la moartea lui Drusus, uite, 8, 9, 8, uh, Drusus sunt fratele viitorului Tiberius. Da. Sau, Sau la moartea da. lui Octavian. Da, poate dacă ar fi continuat până la 150 de cărți. Da, poate. Fi uh, dar cât s-a Că s-a pierdut enorm de da, mult. Da, adică avem ce primele 10 cărți, nu cu originea mitie, semi-legendară, cu poveștile pe care le știm și pe care le comentează și... Machiavelli. Dacă da. Machiavelli uh, și-a scris cea mai importantă carte, de fapt, uh, despre Titus Livius. Sunt comentarii la Titus Livius, de fapt, uh, sunt uh, învățăminte uh, despre cum trebuie condusă o Republică. Da, ca să la fel de glorioasă ca Republica da. Romana. Da, despre prima da. decadă, adică exact despre aceste uh, prime 10 cărți. Care merg undeva până la al treilea război samnit. Adică ce secol? Secolul 3. 3 înainte secolul de 3. 3. Da. Și uh, ni s-a mai păstrat uh, porțiune între 21 și 45. Despre războaile cu cartaginezii. Da. da, și cu macedoneni. Uh, dar s-a pierdut enorm, deci cărțile 11-20 și după aia de la 46 încolo, bun, mai sunt Restul. fragmente, dar nu, nimic... Uh, Așa a existat o adevărată o goană deja din renaștere pentru a recupera textul lui Titus Livius, din păcate n-au uh, mai dat. Și trebuie spus de... că este o lucrare extrem de influentă, da? uh, pentru că e o, o sursă majoră pentru, nu zic cunoașterea istoriei uh, timpurii a și ci și a miturilor uh, uh. fondatoare, Dacă avem de a face cu o combinație între mit și istorie, așa cum am văzut când am vorbit despre Herodot, dacă uneori mitul și istoria nu pot fi clar disociate, și asta e evident în unele episoade pe care le relatează Titus Livius. A, a scris admirabil pe acest subiect George Dumezil, da, în studiile lui asupra religiei. Romane uh, arhaice uh, și a uh, Universului Mental uh, Indo-European. Hai să vedem care este viziunea pe care o propune uh, Titus Livius. Păi, poate să plecăm de la idealul lui, și anume Concordia. Așa ar trebui să arate un stat să fie dominat de Concordie. Da, că la un moment dat, produce un discurs faimos uh, în care e comparată Republica cu corpul, uh, cu organismul da. omenez. Fie... sigur metafora asta de la Platon e în literatura politică și în literatura istorică. Dar, da, sigur, e metafora asta organicistă cu centrul Republicii, care trebuie, bineînțeles, administrat de aristocrați și plebei care trebuie să asculte. Și sigur, sunt virtuți diferite uh -huh. pentru cele două categorii. Adică, oamenii de rând trebuie să fie, în primul rând, modești și disciplinați bun, modestia, să-ți știi locul, să îi urmezi pe cei care trebuie să fie superiori. Iar printre aristocrați, care sunt virtuțile principale? Păi, dreptatea, justiția, clemenția, credința, Fidesc, pietate. Da, pietatea. Pietatea da. este o virtute absolut fundamentală. Asta o să vedem și când vorbim despre Virgiliu. Hmm. Rolul pietății în ideologia romană. Dar hai să vedem puțin ce fel de ideologie vehiculează Titus Livius. El scrie în vremea lui Octavian Augustus. E totuși o istorie pe placul regimului, da. să spunem așa cum este și uh, Eneida lui Virgiliu. Adică le-aș vedea oarecum la pachet uh, a Burbe Condita de uh, Titus Livius și uh, Eneida uh, lui Virgiliu. Adică contribuie la elaborarea unei anumite ideologii uh, augustene. Da. da, cred că aici e foarte important să ne ferim de a le numi Lucrări de propagandă, pentru că nu sunt asta, de fapt, sunt mult mai mult decât atât. Altfel, n-ar fi rezistat nici Virgil, nici Titus Livius. Adică să nu ne gândim la niște creații pro cultiste sau creații în al treilea Rai, nu nicio legătură. Ba chiar, e o anecdotă simpatică, cum că, la un moment dat, Augustus i-ar fi spus lui Titus Livius că e Pompeian. Da, ceea ce de poate ce? chiar era un mic compliment, era un compliment ironic. În ce sens, cred eu? Că la Titus Livius, Republica este prezentată într-o lumină foarte favorabilă. Da? Virtuții de republicane, vigoarea tinerei republici, Republica din primele secole da? este idealizată, în mod evident, mă rog, idealizată, prezentată într-o lumină foarte favorabilă, ca sursă de inspirație. Cred că în sensul ăsta uh, spunea aș... Augustus că e Pompeian uh, Titus Livius. Eu așa aș vedea și ca un fel de tachinerie, adică nu e un reproș, uh, ci o glumă, Până dacă urmă, e adevărat. Augustus câștigase partida așa că își permitea să fie generos în fond asta se întâmplă în perioada în care Augustus oricum vrea să spună că el doar restaurează vechea republică, nu aduce inovații, ca să nu pățească ce a pățit Cesar. Uh, deci el, uh, Titus Livius, cred că e până la urmă fascinat de faptul că un orășel, un sătuc în 700 de ani, 7 secole, a ajuns să stăpânească lumea. E aceeași idee ca la Polibiu. Da. Cum de s-a întâmplat? De altfel, uh, Polibiu este clar o sursă pentru Titus Livius. Da, uh, și se completează uh. foarte bine, ca o aceeași problematică. Uh, poate că E o mică diferență de accent. La Polibiu, mi se pare că accentul cade pe stabilitatea instituțiilor politice. Da? De ce romanii au ajuns cei mai tari din lume? Uh, pentru că instituțiile lor politice sunt stabile, pentru că au un regim mixt. Uh, cu siguranță aici uh, Polibiu avea propria lui uh, optică. Da? Să nu uităm că Polibiu însuși este un om politic important, uh, un oficial, să zicem, al ligii uh, AHN uh, și bun, ne prezintă lucrurile din această perspectivă filozofică, evident inspirat uh, de uh, Aristotel. Uh, la uh, Titus Livius, mi se pare că, totuși, accentul cade pe virtuțile uh, romane. Da? la Polibiu e în primul rând vorba de excelența instituțiilor, stabilitatea instituțiilor uh, și regimul mixt ca fiind cel mai bun, în timp ce da, sigur, e de acord cu asta uh, Titus Livius, însă mai cu seamă contează pietatea uh, și contează virtuțile uh, romane, mos maiorum, da? adică uh, obiceiurile strămoșești, modul de viață uh, exemplar al uh, strămoșilor. Da, pentru că și Titius Liviu spune problema nu care, cumva, există o anumită decadență a Republicii Romane. Uh, sigur, vorbește despre prima dată când o armată romană s-a întors din Asia în era 187 înainte de Hristos și de atunci lucrurile ar fi luat o întorsătură. Da, contactul problemată. cu Orientul. Contactul da. cu orientul da. Și asta duce la abandonarea virtuților pe care le Asta are, de fapt, de legătură cu ideologia augusteană, și anume că Orientul e o sursă de corupție. Da, e da? Cleopatra. E o luptă. Da, sigur că <laughs> A, da. E uh, da, trebuie să păstrăm, nu e așa uh, moș. Maiorum, obiceiurile strămoșești, our old way of life. Da. Pentru că altfel avem haos. Uh, mai e uh, important de spus uh, altceva despre Titus Livius. Deci, dincolo de ideologia pe care o vehiculează, de viziunea lui asupra istoriei, asupra uh, succesului roman, uh, este o mină colosală de anecdote. Da? de povești uh, cu tâlc. Uh, de asta depus în manualele școlare ca să se inspire copiii și să fie patrioți, virtuoși. Uh, păcat uh, că nu mai avem genul ăsta de educație. Da? În, în secolul XVIII, în, în alte țări, la noi în secolul XIX, uh, se făcea foarte mult Titus Livius, da? pentru că este o uh, sursă de uh, civism da, sunt povești de astea edifiante, da, cu Cincinatus, cu Brutus cel bătrân, da, cu Lucreția. Da, sunt povești, efectiv, de natură să reprezinte modele. Este o istorie care oferă modele, uh, modele uh, excelente, da? Sigur că uh, preocuparea pentru modele apare și la alți autori, dar uh, totuși Tucidide nu are o intenție moralizatoare. Xenofon poate da într-o anumită măsură, uh, uh, dar la Titus Livius avem această dorință de a educa. De a, de a, educa de a educa, că și ei ceilalți da. au această, de a educa din punct de vedere moral, de a forma anumite virtuți, de a forma niște buni cetățeni. Da. Puterea exemplului și mai e ceva interesant, personajele lui Titus Livius învață din exemplu, învață în istorie. Îmi vine în minte o carte remarcabilă a unui istoricului specialist, Chaplin, se numește despre exemple la Titus Livius. O lectură foarte edifiantă pe acest aspect, cum personajele cresc mm -hmm. în interiorul narațiunii Titus Livius pentru că își cunosc bine trecutul și înțeleg trecutul. Mm -hmm. Că... Din punctul ăsta de vedere poate ar putea fi comparat cu Herodot, pentru că la Herodot avem uh, povești cu tâlc, numai că Herodot e preocupat, aș zice mai cu seamă, de hazul poveștilor. Dar îi plac poveștile și îi place să le spună, mm -hmm. pentru că au haz, au sare și piper. Uh, nu e atât de preocupat de uh, caracterul lor edifiant. La, poate unora nu le place asta poate unora li se va părea că Titus Livius e plicticos din acest motiv sau moralizator dar să nu uităm că s-a făcut școală cu Titus Livius uh -huh. da, în trecut da, și era propus ca model de patriotism uh -huh. și de civism și pentru că a invocat uh, această dimensiune cred că merită să ne uităm și la barbare așa cum apar la Titus Livius am văzut până acum exemple de așa da Hai să vedem cum arată lucrurile cu așa, nu. Ce se întâmplă la gali, de pildă? Sau la cartaginezi? Pasiunile domină. Dorințele personale. Nu există nimic mai important decât reușita fiecăruia, gloria fiecăruia. O romanii pun gloria statului mai înainte de toate. Gloria Romei. Aceeași idee o avem și la Virgiliu. Da. E această distincție. Și asta se vede în felul în care Titus Livius prezintă episoade din adunările galilor sau chiar la în, în Cartagina. Uh, sau celelalte popoare cu care s-au războit uh, romanii uh. în uh, Italia. Dacă el, practic, uh, ne vorbește și despre luptele romanilor în Italia, da, despre deci, lenta expansiune a Romei în uh, spațiul uh, italian, da? războaiele cu uh, samniții, da? cu volșcii, cu diferite alte populații uh, de acolo. Și nu cred că ar trebui să neglijăm uh, componenta religioasă, la Titus Livius. Uh, sigur, pietatea antică, pietatea romană, care e de fapt e o pietate ritualică, dar care pune accent până la urmă pe un anume tip de raționalitate. Să nu devii uh, prada anxietății a fricii în fața evenimentelor. Nu, pentru că ai acest fundament solid al pietății, ale ritualului, Ești întotdeauna pregătit să te lupți cu necunoscutul. De asta pietatea, așa cum o văd și cum o vede Titus Livius, este un ansamblu de practici. Și uh, în primul rând avem dimensiunea asta ritualică, dar avem și dimensiunea interpretativă. Nu? Romanii vorbesc de tot felul de semne. Sunt semne sau nu sunt semne. Ne zic zei ceva și... Uh, am găsit undeva o formulă foarte inspirată că uh, Titus Livius este un stoic în general și un sceptic în particular. Stoic în general, pentru că sigur crede în Zei, crede în existența lor, crede în providență, dar problema e cu detaliile. Ar trebui să interpretăm absolut orice lucru ca, fiind, ca având o semnificație religioasă? Și e o dezbatere. Adică uh, romanii dezbat. Și până la urmă Titus Livius ne spune, trebuie și noi, fiecare dintre cititorii lui, să decidem ceva a fost un semn sau nu. Deci nu are o, cred, o atitudine foarte didactică aici, ci mai degrabă ridică niște probleme. Păi, poate asta e didactic. <laughs> Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.